Pauzele sunt esențiale, deconectarea e ideală, dar și în momentul în care vrei să scrii, să ai răbdare să stai în fața foii, să nu te ridici. Particip la cursurile astea de creative writing și am teme și uneori ajung în ultimul moment și n-am scris și vreau să scriu, vreau totuși dacă mă duc să fac temele. Chiar dacă nu mai am niciun chef, simt în momentul în care mă pun în fața foi că n-am nicio inspirație și mai mult scriu chestii pe care nu sunt obișnuită să le scriu și am o proză unde nici nu știu de unde să apuc foarte bine. Chiar și așa, mă pun la scris și dacă mă forțez să încep și să mă gândesc și stau acolo, am răbdare un 50 minute îmi pun o muzică și am răbdare, îmi fac un ceai, stau și încerc să scriu ceva. Chiar și așa iese. Chiar nu iese cel mai bun lucru, dar pornesc ceva care poate continua a doua zi sau pot să editez a doua zi. Secretul e tot în răbdare. Și nu prea avem răbdare cu foaia în față. Pentru că dacă nu a venit ideea sau nu se leagă ideea în primele 5-10 minute, deja suntem frustrați. Cred că răbdarea asta descrisă mai explicit e să dai voie să explorezi un pic în cap și să cauți soluții la problema pe care o ai. Iar dacă duci lipsa de soluții, fii fără griji. De asta ne-am adunat aici. Noi suntem Sabina și Silviana și ascult Zest, un podcast despre plăcerea și uimirea de a scrie. Sezonul acesta explorăm blocajul scriitorului, îl întoarcem pe toate părțile, îl analizăm și ne întrebăm cât e mit și cât e realitate. Și pentru că nu există antidot mai bun pentru blocaje decât cititul, Zest este susținut de Cărturești, librăria unde își dau întâlnire iubitorii de cărți, ceai, muzică și, bineînțeles, scris. Avem și un raf dedicat pe Cărturești.ro, unde găsești cărțile invitațiilor din podcast, dar și cărțile noastre preferate despre scris și creativitate. Folosește codul ASCULTZEST pentru o reducere de 20% la checkout. De asemenea, o selecție de cărți e disponibilă și pe raftul Zest din Cărturești Carusel, Verona și Park Lake. Dacă ajungi pe acolo, fă o poză și dă-ne tag. Zest este susținut și de ascultători. Contribuția lunară ne ajută să continuăm să publicăm podcastul, care este disponibil gratuit din 2019. Susținerea poate veni la pachet și cu participarea la Draft, atelierul de scriere compulsivă dedicat comunității noastre. Detalii pe patreon.com slash zestpodcast Azi vorbim cu Ana Velcu Laitinen despre cum ne putem descoperi și antrena creativitatea. Oana Velcu Laitinen este expert în creativitate, leadership și gândire colaborativă și autoarea cărții How to Develop Your Creative Identity at Work. Dar nu asta a fost prima ei meserie. Oana a lucrat în cercetare, are un doctorat în sisteme IRP și studii postdoctorale în vizualizare de date. A decis însă să facă o schimbare. De ce? Care a fost pașii? Și cum poate oricine să iasă din blocajele creative, vă spune chiar ea. Când vine vorba de blocajul scriitorului, punctul de plecare este să te înțelegi că tu, ca om, ca profesionist, Faci parte dintr-un mediu, ești înconjurat de oameni, ai o familie și ceea ce vrei să realizezi pe plan scritoricesc, trebuie să-ți înțelegi foarte bine interfața asta dintre mediul pe care îl ai și ceea ce vrei tu să faci. Și de acolo pornește blocajul scritorului, posibilul blocaj al scritorului. Și eu ce aș vrea să spun este că există, există soluții pe care putem să le folosim chiar noi înșine. În procesul creator. Ai folosit un cuvânt interesant, interfață. Când uh, vorbim de interfață, de obicei ne gândim la ecrane, la, interfațe, la interfețe construite artificial de oameni ca să interacționeze cu o mașină, cu un software. De ce folosești cuvântul interfață în cazul ăsta? Care e interfața despre care vorbim? Uh, mă bucur foarte mult că ai ales uh, uh, să vorbim despre cuvântul interfață. Um, bineînțeles că acest cuvânt își are originea în domeniul tehnologic, însă mie îmi place să mă joc cu cuvintele, să le import dintr-un domeniu în altul în contextul în care am folosit eu cuvântul de interfață, este mai mult la nivel metaforic. Dacă ne vizualizăm pe noi oameni așa înconjurați de un câmp energetic, aceea este, să zic, interfața. E schimbul de emoții, să zicem. Interfața constă din, din acest schimb de emoții pe care tu, ca scriitor, îl simți, îl experimentezi în viața de zi cu zi. Pentru că un scriitor este un om care are o viață. Din, de exemplu, din invitații pe care i-ai intervievat tu până acum, am înțeles că mulți dintre ei au o familie, au copii. Deci este foarte important să ne gândim că un scriitor nu este un călugăr, un pustnic care stă undeva într-un castel în vârf de munte și scrie 24 din 24 de ore. Nu, un scriitor, și asta e de fapt partea frumoasă, pe care eu una, eu așa o văd, din experiențele mele și din tot ceea ce cercetez eu în psihologia creativității, asta e partea frumoasă: că faci parte din viață și, în ciuda sau cu ajutorul circumstanțelor pe care le trăiești, poți să simți această interfață, acest schimb de emoții, și în această interfață tu îți alegi materialul din care tu vei scrie. Cred că ajută într-un fel să ne detașăm așa, să detașăm această interfață metaforic vorbind de noi înșine, nu? Ca să nu considerăm că blocajele sau schimbul de emoții care poate fi copleșitor sau nu știu, sindromul impostorului, să nu le considerăm parte din noi, să nu ne identificăm cu ele, cât să ne dăm seama că sunt de fapt parte din, nu știu, din identitatea creativă, să revenim la termenul pe care îl folosești tu în cartea pe care ai scris-o? E foarte important ca să înțelegi că scrisul e scris, tu ești tu. Și acest scris se întâmplă în, acest, în această interfață de unde tu observi ce se întâmplă în jurul tău, ce, cine ce zice și de acolo îți pornești povestea ta în acea interfață. Dar tu ești o ființă umană și uneori face bine din punct de vedere psihic să ți aduce aminte că orice se întâmplă în procesul tău creator, sunt momente când poate că trebuie să te disidentify, să te detașezi de ceea ce se întâmplă acolo. Ca oricine care a scris o carte, știm foarte bine cât de mult lumea pe care tu încerci să o pui în cuvinte, cât de mult te absoarbe. Și sunt momente când poate că ai niște Mici problemuțe, că așa este să scrii o carte de ficțiune sau în alte domenii, sunt o fel de mici probleme pe care tu trebuie să le rezolvi, de exemplu ce faci cu un personaj și așa sunt mici probleme pe care tu trebuie să le decizi și care pot să te acapareze. Și în momentul în care poate că pe plan intuitiv simți că nu ai venit tu cu soluția aia care se zici, da, domne, asta este, asta ar da un, un curs natural poveștii, atunci în momentul să ceea ce aminte, nu te panica. Nu te panica, pentru că este foarte ușor să ne panicăm și să să zicem, aule, păi Danu, că dacă nu am venit cu nicio soluție care să pară naturală și să se potrivească în cursul poveștii, păi asta e finalul poveștii mele. Și se întâmplă, uite, de exemplu, am citit recent că Mark Twain, clasicul scriitor care a scris Adventurile lui Huckleberry Finn, a avut o pauză de șapte ani de zile în care el încerca să rezolve această problemă. La un moment dat s-a gândit că vrea ca Huckleberry și Jim să, să și continue aventura pe un râu, însă se gândea, mai care din rurile ar fi cele mai potrivite? Și a avut perioada asta de șapte ani de zile când Mark Twain simțea că soluția la care se gândea el nu era cea care trebuie să fie. Și abia după șapte ani de zile a, a, a nu, trebuie să fie rul Mississippi. Și atunci a continuat povestea. Îmi doresc ca toți scriitorii să nu treacă prin acest calvar de șapte ani de zile, pentru că știu cum am trecut și eu când a trebuit să scriu cartea mea. În fiecare săptămână aveam o nouă problemă de rezolvat ca să continui cu firul ideilor pe care vreau să le descriu și um, era un chin. Nu prea am dormit nopțile, dar în acel moment, cum ziceam, e bine să, să te gândești ok, nu se întâmplă nimica, nu e capăt de lume, ok, hai să zicem că nu termin de scris cartea. Și ce? Ok, poate că o să fie altă carte în tine. Asta este foarte important când ne gândim la această interfață, să ne gândim că, de fapt, sunt multe alte povești pe care tu poți să le iei de acolo. Și e bine să-ți. Să fiecare, bineînțeles, să vizualizează în felul lui și fiecare minte creatoare, minte scritoricească e unică, dar mie, pentru mine asta merge cel mai mult să vizualizezi că suntem de fapt niște elemente din natură tu ești aici un, un element un cerc rotund, apoi vine interfața asta, materialul ăsta de experiențe, de trăiri și apoi vine restul lumii și tu în momentul în care te simți că ești cam blocat cu o anumită poveste, hai să te distanțezi puțin, să iei, nu știu câțiva pași distanță, să te uiți la ce alte povești poți să mai vezi în jurul tău și aici, aici apar soluțiile de care ziceam mai devreme că Putem să lucrăm cu mintea noastră, nu, nu suntem chiar așa de fără speranță în momentul în care te simți că nu poți să avansezi cu o poveste. De ce să nu începi cu alt fir al poveștii, poate în aceeași carte sau poate în altă carte? sau pur și simplu să te iei tu pe tine ca ființă umană, ca om și să te duci în alt mediu, să te inspiri, să-ți aduci un nou șir de, de idei. Energia e foarte importantă, energia pe care o simți tu, pofta de viață, pofta de povești și în momentul în care te simți că vai, nu, sunt blocat cu cursul poveștii la acest personaj, atunci poate că e momentul să zici, cred că ăsta e un semn, ca eu să mai îmi hrănesc puțin mintea mea scritoricească cu altceva. Asta e încă o chestie, că nu pot să știi în această pauză pe care o ai de la poveste, ce material interesant poți să culegi care îți dă -o cu totul altă perspectivă asupra poveștii. Deci și să nu ne panicăm. Asta este, asta e să încercăm să ne panicăm. Mi-am de o profesoară de matematică pe care am avut-o în în liceu, nu era profesoara mea de la clasă, făceam pregătire să dau la ASE, n-am mai dat la ASE până la urmă, dar am făcut pregătire la matematică o perioadă și uh, asta era, ce, asta spunea ea când ne apucam de o problemă și părea mai complicată, să nu ne panicăm. <laughs> să nu ne panicăm și mi-a rămas așa ca o mantră în cap și când dau de ceva care pare mai complicat, să nu ne panicăm și să o luăm, să vedem ce formule știm să scriem, ce... un... să o apucăm de undeva și... Aranjează până la urmă. Așa este, pentru că atunci când vine vorba de mintea creatoare, nu e ceva pe care putem să, chiar și în matematică există o minte creatoare, deși e foarte greu de înțeles pentru cei care nu sunt în domeniu, dar uh, nu poți să o controlezi. Nu e ca un buton să zici, uh, acum o să rezolv această dilemă, această, acest conflict. Și apeși butonul și o să-ți vină ideile. Nu merge așa. Da, ce poți să faci dacă chiar ești o persoană foarte muncitoare? Să zici, nu, nu mă panichez, dar eu tot stau aici în fața ecranului și o să scriu niște idei care sunt total, știu că sunt, nu sunt ce trebuie, dar tot stau aici din ideea de a-ți menține obiceiul de a scrie. Unii numesc asta obiceiul de a fi disciplinat și de a scrie în fiecare zi sau de a scrie orice blocaj ai avea. Nu te panica și continuă să faci totuși ceva, chiar dacă știi că nu este la țintă. Dar cealaltă alternativă este să ok, faptul că sunt acum în această. încerc să găsesc o soluție pentru problema, continuarea poveștii. Poate că e un semn că mintea mea creativă are nevoie de să fie hrănită cu mai multă energie, cu mai multe idei, cu mai mult stimul și să revii la acea interfață și să-ți lărgești cumva orizontul. Cum hrănim mai puțin metaforic, mai clar, dacă poți să-mi dai un exemplu, cum hrănești mintea asta creativă? În primul rând, eu Recomand foarte mult să lucrăm cu noi să ne, din punct de vedere al stării emoționale și uh, un mod de a ne hrăni ceea ce merge pentru mine și dacă merge pentru alții este meditația. Uh, să mă închid, uh, am o, aici una din camerele mele, un mic covoraș pe care meditez, uh, ceea ce înseamnă asta, pur și simplu încerc să mă să mă conectez la respirație. Pentru mine respirația, să-mi aduc aminte cum respir, că de multe ori, nu știu dacă ți se întâmplă asta sau ascultătorilor, dar ne crispăm așa de mult că respirăm așa, la nivel de, îți intră aerul nas, îți iasă și nici nu mai gândești, deci pur și simplu ești rigid, înghețat. Și pentru mine asta face, ăsta e un mod de a-mi lărgi orizontul asupra experiențelor care sunt înscrise în mine. Că, na, ca scriitor totuși scrii din niște experiențe care sunt înscrise în tine. Și ca să-mi revin la uh, lărgirea orizontului, încerc să revin la respirație. Să mă duc aminte, sunt în viață, atâta vreme că sunt în viață, am șansa, am speranța de a-mi continua ideile pe care am început să le scriu binișor. Deci asta e un mod, meditația. Nu, eu nu urmez nicio meditație în mod, nu îmi place, nu sunt adeptă a să, nu știu, mindfulness, nu știu ce. Deci mi le fac eu, mi le, că, na, ca o persoană creativă, mi le combin eu așa cum am starea. Apoi, în afară de, de meditație, este, dacă îți permite timpul, este ideal să faci o mică ieșire în oraș, dar să mergi într-un loc unde nu prea mergi de obicei. Și mie chestia asta de nou mi se pare fascinant cum merge, cum merge mintea noastră creativă. Să mergi într un nou cartier al orașului și să, să, te concentrezi pe ceea ce vezi, ce citești, ce nume de firme, ce reclame și de multe ori se poate întâmpla că vezi doar un cuvințel undeva și pum, se face clicul și îți vine Ideea, și ziceau, oh, trebuie să mă întorc repede acasă, că acum știu cum să rezolv uh, problema mea cu continuarea poveștii. Uneori merge, alteori pur și simplu această plimbare, această ieșire să te expui într-un alt mediu, din nou duce la colecționarea de alte idei, de altă informație care poate să fie material mai încolo și cel puțin te întorci acasă cu creierii puțin mai oxigenați și revii la ce ziceam mai devreme, obiceiul de disciplină, hai totuși să scrii un paragraf. Paragraf e bine scris și e sentimentul ăsta de continuitate. Asta e un alt aspect pe care vreau să-l spun. Atunci când simțim că suntem așa seci, nu mai ce să mai dai din tine pe hârtie sau la tastatură, statură, când te simți așa sec, să-ți aduci aminte că e bine să menții sentimentul ăsta de continuitate în scris. Chiar și un paragraf, dacă îl scrii, contează pentru a doua zi când revii la scris, să zici, uite, domne, chiar dacă am fost așa de, de rigid, de, de închis, tat, uite, tot am reușit să scriu paragraful ăsta și astăzi mai scriu încă un paragraf la el. Deci e nevoie și de puțin de voință atunci când experimentez acest moment de impas, de inspirație mi se pară tehnici foarte bune și tu ai vorbit acum de continuarea poveștii și rezolvarea unor lucruri pe care nu știi cum să le rezolvi. Ce te faci atunci când știi că există faimoasa frică de foaia albă, când încă nu lucrezi la nimic? Foarte mulți scritori sunt întrebați de cei cu mai puțină experiență, de unde găsiți ideile, că eu n-am nicio idee, nu știu, ai, ai avut, scris o carte extraordinară, ai avut o idee extraordinară, eu n-am nicio idee. Pe când, dacă stai să vorbești cu scriitorii, să le citești bibliografiile, biografiile, afli că nici ei nu au idei mărețe și ei și au notițe, merg dintr-o idee în alta, dar mulți se simt blocați la început. Și poate mulți care ne ascultă, care și-ar dori să scrie mai mult, care și-ar dori să scrie și altceva față, poate scriu la job și ar dori să scrie proză, să zicem. Dar le e frică să, nu știu cum să înceapă, cum să treacă peste momentul ăla în care se gândesc oare. Ce o să iasă, scriu un paragraf, e urât vai de capul lui, mai bine mă las. Cred că cred că știi despre ce vorbesc. Da, da, cunosc foarte bine sentimentul, l am trăit în toți anii ăștia, de mulți ani de zile, l-am avut și când mi am scris și eu doctoratul, când am și tot scriu tot. E groaznic, știi când chiar dacă pentru prima dată scrii o poveste sau un articol, orice ai scrie, e groaznic să te uiți la hârtia aia care se uită înapoi la tine și zice hm, Ok, și ce? Sunt goală? Mintea ta e goală? Cum te aștept să scrii ceva care să fie interesant pentru alți oameni? Eu ceea ce aș recomanda este să încercăm să lăsăm puțin vocea aia care critică. O avem cu toții și e normal vocea care zice ideea asta e bună, ideea asta nu e bună. Dar să încercăm să trecem în partea aia mai, așa, mai primitivă, mai copilărească, aș spune, să, să ne dăm nou și nouă și o provocare. Provocarea constă în felul următor. Ok, cam ideea mare ar fi să scriu despre, despre experiența unei femei care e single mother, de exemplu, să zicem. Ok, și dacă vrei să scrii o carte despre această experiență unei mămici care își crește singură copii, să-ți dai un mic exercițiu, ok, hai, un exercițiu de asociare, mămică singură, ce-ți vine prin minte, și să scrii pe hârtie absolut ce îți vine prin minte, mică singură, grijă, cine mare mă mica grijă, mare pe cineva, bunici, bunici, ce e cu bunici, bunici poate că pot să ajute. Deci un mic șir așa de idei și tu le pui pe hârtie și parcă îți dă avânt. Și, din nou, să nu zici, oh vai, da, să la, nu lași vocea aia critică, să te critique la acel moment. Nu! Îi zici la vocea critică, îți mulțumesc că ai grijă de mine, că vocea critică vrea ca tu să fii competent, să fii interesant, să fii un scriitor de nota 20. Ei, îi zici la vocea critică, asta nu e momentul, acum lasă-mă, acum nu vezi că e pagina goală, lasă-mă măcar să scriu prima pagină. Și, deci, asta ar fi un, o metodă de a sparge gheața, cum se zice. Să, să te gândești, ok, două, două cuvinte, ce asocieri îți vin în minte. O altă chestie pe care eu o, o mai fac uneori, este să, din nou, să-mi furnizez inspirația, să mă duc la TED Talks și la persoanele pe care îmi care, care plac mie să, să le ascult. De exemplu, Elizabeth Gilbert. Mi se pare foarte carismatică și și să ascult pentru câteva minute la ceea ce spune ea, și după aia să, să mă întorc cu avânt, inspirată din cursul ei de exprimare și din elogvența ei, să mă întorc la, la foaia mea de hârtie. Asta este o altă metodă. Și o a treia metodă e totuși să, să te gândești așa, ok... Aș vrea să te gândești la structură, cam care ar fi structura, așa, în mare, dar să te joci, din nou, să nu, să nu te gândești că asta e structura. De exemplu, eu când am scris cartea mea, How to Develop Your Creative Identity at Work, am scris vreo, la început, vreo, cred că vreo patru structuri, pentru că tot mă gândeam, mă, cam care să fie umbrela generală, parcursul pe care vreau cititorul să să uh, îl citească în această carte. M-am tot jucat cu structura aia pentru că tot așteptam să scriu primele introducerea. Deci asta trei, trei metode le-aș le recomanda când uh, foaia albă se uită la noi, noi la ea și suntem așa într-un fel de ca în firmele americane de cowboy. Cine scoate pistolul primul? De obicei foaia, cred că pentru multă lume și uh... Autorul, autoarea se ridică repede și își găsește altă treabă prin casă <laughs> Face curat, face mâncare Spune-mi, te rog, mai multe despre cum ai scris tu cartea Poate ne dai și un pic de background în cum ai ajuns să studiezi creativitatea Că n-ai făcut asta de întotdeauna, ai făcut și tu o schimbare de carieră Eu uh, am făcut o schimbare de carieră acum vreo 8 vreo ani de zile Eram în mediul academic, studiam sisteme informaționale și cum se folosesc ele în organizații, însă am simțit că e momentul să, să fac ceva care să mă. Umple mai mult de energie. Undeva, la nivel intuitiv, cred că eu anticipam, sau la nivel de subconștient, anticipam întâlnirea mea cu domeniul creativității. Și am făcut schimbarea, m-am specializat ca coach la două programe de coaching. Este foarte interesant, foarte fascinant să lucrez ca coach. Dar simțeam că mai e o parte din mine care nu e împlinită și eu, în afară de faptul că lucram cu clienți în întâlniri one-to-one, am mai făcut și niște programe de training pentru firme pe creativitate sau pe culturi organizaționale. Și a, pentru a face acele programe de training a trebuit să, să fac cercetare, deci, eu fiind profesionistă calificată cercetă, ca cercetător, mi-a fost, să zic așa, am avut meta skillurile ca să fac transferul de la sisteme informaționale la psihologia creativității. Și așa tot făcând cercetare, mi-a încolțit așa o dorință. Am zis, simt că vreau și eu să scriu o carte pe psihologia creativității în domeniul ăsta, pentru că simțeam că ar fi mai multe de spus față de ceea ce citeam eu, și cel puțin din altă perspectivă. Și așa s-a născut cartea mea, într-un fel este și din dorința mea de a spune povestea oamenilor ca mine, oameni care nu au avut șansa să se întâlnească cu creativitatea în liceu, ci cumva au ratat acea întâlnire, însă vezi că în momentul în care ai o creativitate suprimată, ea trăiește acolo în tine ca un copil malnutrit, și la un moment dat îți, își, începe să-și ceară drepturile. Și asta a fost povestea pe care am vrut să o scriu în cartea mea: că la orice vârstă nu e prea târziu să ne observăm acele impulsuri de a crea. Și despre asta vorbesc în cartea mea: că în fiecare om care are această creativitate suprimată. Pot să existe mai multe impulsuri creatoare. Când e vorba de scriitori, impulsul de a crea vine din acest domeniu al experiențelor de viață, al trăilor emoționale puternice și atunci când simți că e, e o poveste pe care tu ai vrea să o pui într-o carte, să încerci să-ți dai ție șansa să o scrii, chiar dacă ai 40 de ani. Chiar dacă ai 50 de ani. Deci ăsta este unul din impulsurile creatoare. În cartea mea vorbesc de, altfel, de alte impulsuri. de exemplu, impulsul creator care vine din nevoia de a înțelege idei abstracte. De exemplu, cum a fost în cazul meu impulsul de a înțelege mintea creatoare. M-am Mi Bine, că nu o să o înțeleg niciodată, nu cred că o să o înțelegem, dar totuși am vrut să fac și eu niște mici pași acolo, în teritoriul ăsta al, al minții creatoare. Deci, Asta e un alt fel de impuls. Sau, de exemplu, oameni de știință, care, de exemplu, mulți dintre ei vor să ajute să înțeleagă diferite, cum pot să vină cu diferite tratamente la diferite tipuri de cancer. Asta e un alt fel de impuls creator. Deci, în fiecare dintre noi sunt niște aceste impulsuri creatoare sau pur și simplu impulsul de a te implica în comunitate. Vezi că nu știu, în jurul tău. Poate că ar fi nevoie de niște soluții mai bune în domeniul educației pentru copiii din zone mai sărace. Te uiți în jurul tău și te gândești că poate că ar fi mai bine de, loc mai bine de a avea grijă de bătrânii care sunt lăsați în urmă și uitați de societate. Știi? Deci ăsta e un alt fel de impuls creator, pentru că e inițiativa să îmbunătătești ceva în, la nivel social. Și este foarte, foarte important să să observăm care din impulsurile astea te cheamă cel mai mult. Pentru că se poate întâmpla ca în aceeași persoană, de exemplu, să fie și chemarea de a scrie o carte, dar și chemarea de a te implica în societate. Și atunci trebuie să vezi, ok, dacă vrei să le faci pe amândouă, time management, timpul să-ți să scoți calendarul și să gândești câte ore decizi la fiecare. Da, e foarte posibil, dar important este să începem, pentru că altfel, dacă rămânem. Eu, de exemplu, dacă rămâneam să fac în continuare cercetare pe sisteme informaționale, da, era interesant, era ceva ce societatea are nevoie să să înțeleagă cum, cum putem să folosim tehnologia într-un mod mai care să, benefic, să fie benefic și pentru oameni. Deci, dacă continuam cu acel câmp, cu acel domeniu de cercetare, n-aș fi fost o nefericită. Da, cred că sunt mulți oameni care sunt uh, nemulțumiți, simt că le lipsește ceva în ceea ce fac. Mă gândeam când spuneai la uh, creativitatea asta care se poate manifesta, cum spuneai tu, în mai multe direcții, tindem să credem că atât creativitatea, cât și scrisul prin asociere, sunt uh, doar pentru câțiva aleși și că avem impresia că creativitatea se manifestă doar în anumite feluri cineva care scrie o carte, nu știu, un copywriter care face o campanie de publicitate, un pictor care se face un tablou, un muzician poate poate să fie creativ și cam atât. Când de fapt creativitatea ține de toate domeniile, poți să schimbi, poți să fii creativ în orice domeniu, ba mai mult din ce am observat eu, oamenii care sunt creativi într-un domeniu poți să fie creativ și în alt domeniu. Pare să fie un skill care se e transferabil și care se antrenează. O observație extraordinară, și chiar și vorbesc la un moment dat în prima parte a cărții despre chestia asta, despre imaginea pe care o avem noi înșine, despre noi ca persoană creativă. Pentru că, într-adevăr, există acești oameni, genii creatoare, uite, de exemplu, Ciprian Porumbescu al nostru, al românilor, Marin Preda, există acești clasici ai creativității și, în domeniul de cercetare, acești oameni eminenți se referă, cercetătorii îi descriu ca Big C sau Marele C al creativității. Însă noi, restul lumii. Avem și noi un pro si, poate că nu big C, dar pro si, adică o creativitate profesională, o creativitate pe care putem să ne o desfășurăm într o sferă de specialitate și să fim plătiți bine, unii mai mult, alții mai puțin, să fim plătiți pentru ceea ce facem. Și de exemplu, din acum piața e puțin cam saturată cu diferite tipuri de coach dar aș vrea totuși să-i dau ca exemplu un coach. Este un exemplu de prosi pentru că acolo în acea mică interacțiune dintre în acel dialog pe care coachul îl facilitează, îl ghidează cu coachiul, cu clientul, există multă creativitate, pentru că de fapt tu ca coach tu încerci să ajuți o altă persoană să-și clarifice gândurile și să vadă cum să ori să-și formuleze un nou obiectiv or să aleagă noi strategii pentru a-și atinge obiectivul. Deci ai nevoie de foarte multă creativitate sub forma a ce întrebări pui tu. De exemplu, tu acum, ce, ce întrebările pe care mi le-ai pus tu e un exemplu de pro-si creativity, creativitate profesionistă. Nu e ușor să pui întrebări într-un interviu, întrebări bune. Deci, asta trebuie să învățăm noi în momentul în care ne reconstruim imaginea noastră, ca persoane creatoare, să nu ne comparăm cu Marin Preda, pentru că atunci chiar intrăm în blocaj. Deci, nu are rost. Ce, ce, ce să te mai apuci să mai scrii și tu când deja a scris Marin Preda? Deci, hai să lăsăm creionul jos. Dar să încerci, totuși, în felul tău, să-ți găsești proiectele care reflectă această creativitate pe care o ai tu și să ai încredere că ăsta e rolul tău, ăsta e sensul tău în viață. Ai ajuns în această viață, e un dar. Respiri, e un dar. Și mai simți că e această personalitate, această chemare de a crea povești, de a te implica în societate, de a te implica în domeniul științei, dacă vrei, în, în leadership, să fii lider. Ai aceste opțiuni. Să-ți explorezi sensul vieții tale. Și e un mod foarte plăcut, zic eu. Ok, este și. provoacă și multă anxietate, pentru că te gândești că fiind, creând ceva nou cu care alții nu sunt așa de obișnuiți, când vine vorba de a fi plătit, o să dureze o perioadă până când o să găsești acea audiență care să vadă utilitatea originalității tale. Dar asta, asta este, nu e nimic perfect în viață. Asta este riscul pe care trebuie să-ți-l asumi ca persoană creatoare. Pentru că altfel rămâi acolo în acel rol pe care societatea îl recunoaște, ești plătit foarte bine, dar când vine vorba de împlinirea misiunii tale cu care ai venit aici cam te învârți așa pe lângă țintă. Deci e vorba de alegere. Și la urma urmei, a fi scriitor este o alegere. Poți să o accepti, poți să nu accepți viața ta continuă. Pe lângă partea financiară, care într-adevăr, acum la scris e o discuție mai, mai, largă, eu încerc să o mai aduc în podcast, că se spune că nu se poate trăi din scris, ba se poate trăi din scris, depinde ce fel de scris practici. E mai dificil, cel puțin în România, să trăiești din scrisul de cărți, de proză, pentru că nu sunt volume suficient de mari încât să poată a procentul ajuns la scriitor să, să, le permită să se întrețină. Dar pe lângă aspectul ăsta pe care l-ai menționat, care cu siguranță e important în menținerea motivației pe termen lung și pentru cineva care vrea să publice, mai e și frica de ce să spună ceilalți. Crezi ceva nou, e doar a tău, făcut doar de tine, deci Toată judecata va veni pe tine. Ai scos un text în lume, poftim, judecați-l și oamenii o să-l judece. Cum ai sfătui pe cineva să-și să, să facă curaj în ciuda posibilității ca unii oameni să zică: Mie nu-mi place ce ai făcut aici? Din nou, a atins un punct foarte sensibil pentru uh, oricine care a publicat un articol în lume, o poveste. Este ca și cum. Ai avea copilul tău și l-ai duce, să zicem, la psiholog. Și psihologul îți face o evaluare dacă tu, ca părinte, ai reușit să, să crești un copil care e fericit, în cât de cât, să zicem așa, în limitele normalului de sănătos la minte. Că copilul e sănătos la minte cât e și părintele de sănătos la minte. Și așa este că atunci când publici un, un articol sau o poveste, care de fapt, ca și copilul tău, sunt parte din tine. Deci ești foarte vulnerabil. Acum, bineînțeles, unele persoane poate sunt mai reușesc să pună mai multă distanță între ei și poveștile lor, dar pentru alte persoane e o identificare mai mare. Și în acest caz, din nou, este timpul să lucrăm cu noi înșine, și să înțelegem că atunci când devii creator, mulți o să te iubească, dar mulți o să-ți caute nod în papură, din diferite motive. Și trebuie să lucrezi tu cu tine că, de fapt, la urma urmei, arta ta, talentul tău de a scrie, competența, abilitatea ta de a scrie, hai să începem talent, abilitatea ta Încăpățânarea ta de a scrie depinde, e alegerea ta, o faci pentru că te gândești mai, dintre toate lucrurile pe care le văd eu că le fac alții în jurul meu, eu mă văd pe mine scriind. Și asta e. Deci, să lucrezi tu cu tine în momentul în care ești foarte criticat, pentru că asta se întâmplă. Și de multe ori presiunea din partea criticilor duce la blocajul creator pentru multe persoane, dar să te gândești. Sunt doar un segment de oameni și poate chiar dacă sunt cei mai mari critici din domeniu, ok, poate că înseamnă, chiar dacă au dreptate, poate că înseamnă că trebuie să mai perseverez. Dar să nu, să nu te lași, să nu-ți iei copilul de la psiholog și să te închizi în cameră tu cu copilul și să nu mai ieși până la adânci bătrânești din, din cameră, știi? Să-ți dai șansa de a scrie și poate de a, și încă o chestie, când vorbim de scris, Poate există mai multe domenii, poate că pentru moment cu ficțiunea nu trebuie să scrii un roman, poate că doar short essays, scrie-le, scrie-le acolo. Sau dacă ai încercat într-un anumit gen de ficțiune, poate că e timpul să încerci un alt gen. Deci să, să iei orice feedback negativ, să te gândești, ok, să-l filtrezi și pe asta, că, cum ziceam, unii te critică doar de dragul de a te critica, iar alții poate că au ceva acolo, un sâmbure de adevăr și să filtrezi cam care din feedback-ul negativ ți-ar face bine ție. Bine în sensul că nu-ți face bine, dar în sensul din punct de vedere al dezvoltării pe termen lung. Eu, eu așa văd scrisul, orice gen de scris, ca o relație de iubire. Și în momentul în care tu îți dorești să fii mai bun de dragul scrisului, Poate că uneori trebuie să strângi din dinți și să asculti și la ceva critici care o să-ți facă bine. Tu ai dus în zona de iubire, eu tocmai mă gândeam să-l duc în zona de job. Eu mă gândesc că dacă îl privești scrisul ca un profesionist, atunci feedback-ul e parte din proces, îl iei ca atare, ca la un job, vezi ce e de îmbunătățit, ca orice skill pe care îl îmbunătățești și la care vrei să fii mai bun. Ce n-am făcut bine, mai încerc o dată. Și mai vin, vin, și mâine la acest job, că fie că e chiar e job sau nu, și o să mai încerc o dată. E, e foarte bine că te-ai gândit la alternativa de a asocia scrisul cu un job, pentru că da, la urma urmei asta este, e o activitate pe care tu o desfășori, sper să fii plătit pentru acea activitate. Deci, definiția rezultă într-un job și e foarte bine, foarte bine să te gândești așa că te ajută să te, să te distanțezi față de feedback. Acum, din nou, devine personalitatea fiecarei persoane. Eu, de exemplu, îmi doresc să-mi iubesc ceea ce fac în viața profesională, pentru că ăsta e felul meu de a fi. Dar aici apare încă o chestie interesantă și cu iubirea asta, că la urma urmei iubim uh, scrisul, ne iubim copiii, dar din nou nu suntem, noi nu uh, nu știu cum să explic mai bine în cuvinte chestia asta, o chestie mai uh, la care am început să mă gândesc mai recent, dacă iubești ceva sau pe cineva, da înseamnă asta că te definește integral ceea ce ești tu ca ca ființă, nu știu. Rămâne să ne mai gândim la chestia asta, cel puțin eu. Deci, revenind la cum să ne lucrăm cu noi înșine când primim feedback mai puțin benefic, orice strategie să se numește în psihologie reframing, adică să schimbi perspectiva asupra cum relaționezi tu cu scrisul. Orice strategie ajută pe tine ca scriitor să, să iei puțină distanță e foarte bună mă gândeam la dictonul american fake it till you make it, e o strategie care funcționează să te comporți ca și cum ești deja o persoană creativă, ca și cum ești deja un scriitor care a reușit să scrie ce dorești tu, te ajută asta în proces? Da și nu aș zice, însă în mod clar ce ajută este să ai încredere și că ești un scriitor. Ești un scriitor. Chiar dacă ai scris doar prima aia pagină albă, da, ești un scriitor. Prin definiție, un scriitor e cineva care stă la masă și scrie. Nu spune pentru cât timp, lăsăm aia la o parte, lăsăm partea cu performanța de-a lungul anilor. Da, am scris o pagină, sunt un scriitor. Deci ajută să-ți. Să Crezi tu în imaginația ta, în viața ta interioară, să-ți creezi această încredere că poți să scrii. Și ajută cu cât, bineînțeles, cu cât primești feedback pozitiv, cu cât primești încurajări, cu atât îți, îți construiești această imagine de, de scriitor. Fake it till you make it, din nou, depinde de, de persoane. Pentru unele persoane. Merge, de exemplu, să uită în fiecare dimineață în oglindă, să-și zâmbească și să spună că sunt fericite în momentul în care ei sunt de fapt deprimați. Eu zic că e bine să, să fi și puțin sincer cu tine în set sau însuți, și să te gândești, ok, sunt la, sunt la începutul carierei mele, sunt un scriitor, sunt un junior, un scriitor junior, însă eu am încredere în mine. Ceea ce scriu acum e bine scris. Poate că peste 15 ani să fie rușine sau nu rușine, dar o să am așa un gol în stomac când o să citești ce am scris, dar asta e parte din evoluție. Noi ca omenire am evoluat atâta, atâta timp și ca scriitor într-o viață de om trebuie să încep de undeva și încep prin a spune eu sunt un scriitor uh, junior, îmi place ce fac, asta vreau să fac, asta e foarte important să fii hotărât, da, a asta e alegerea mea și să înțelegi că într-adevăr uh, nu ești perfect și de fapt nici asta nu e ideea, că de fapt cele mai bune cărți sunt scrise din imperfecțiune. Da, uneori e mai bine să să te uiți în oglindă și să zici da, astăzi nu sunt fericit și ce pot să fac? Să lucrez cu mintea mea astăzi. Și revenim ce ziceam la începutul discuției. Meditație, să te duci să faci o plimbare, poate să te întâlnești cu o persoană care care îți transmite foarte multă energie pozitivă, să lucrezi cu tine să fii flexibil, să găsești niște soluții care merg pentru tine. Da, și să nu... Deci asta e încă o chestie pe care noi o... Probabil că e normal să avem ca oameni așteptarea asta că trebuie să fim în formă maximă de scris în fiecare zi, trebuie să avem performanță, trebuie, trebuie, trebuie. Și să fim flexibili, cum ziceai tu, și să acceptăm că suntem ființe umane, starea noastră emoțională poate să difere de la o zi la alta, dar ceea ce putem să facem e în fiecare zi să lucrăm cu ce avem, dar să lucrăm. Apropo de asta, o să spun o întrebare un pic diferită, dar care m-a intrigat și mi-a plăcut, că am observat în CV-ul de pe LinkedIn că ai trecut uh, Mother, ai trecut ca experiență profesională sau, în fine, parcursul tău uh, de creștere, de evoluție, ai trecut uh, acest rol. Am mai întâlnit ideea că poate ar trebui să trecem în civic că am stat acasă cu copilul sau că nu e ușor, e, e o perioadă în care domândești multe skill noi și nu ar trebui să fie o perioadă pe care o ignorăm, dar n-am mai văzut la nimeni până acum și am văzut la tine și vreau să te întreb cum de ai hotărât să faci asta și ce rol ți se pare că a avut perioada aia sau rolul de mamă, cum te-a schimbat ca profesionist? Mă bucur că ai observat acea, acea părticică din viața mea profesională și a fost un fel de, să zic așa, act de rebeliune din partea mea, ca femeie și ca mamă. Pentru că, în primul rând, noi, ca profesioniști, creierul uman nu știe că ești profesionist. Creierul tău e creierul tău și în creierul tău sunt toate experiențele tale de viață. În momentul în care te duci la birou, îți folosești toate abilitățile emoționale pe care le dezvolți în, și în afara timpului de lucru. Din acest motiv, eu am vrut să trec acolo cei 5 ani de zile pe care am petrecut cu copiii mei acasă, din dorința de a arăta că Că o femeie poate să să aibă performanță la lucru, dar o femeie are o experiență de viață ca mamă și uh, pentru mine aia a fost uh, una dintre cele mai uh, profunde experiențe uh, din punct de vedere spiritual. Prin copiii mei m-am uh, nu știu, parcă m-au deschis așa la, la mine să mă înțeleg eu pe mine cu cele bune cerelele prin ei, de multe ori mă văd pe mine și am considerat că e foarte important să spun că, da, am stat cu acești copii acasă, a fost din nou alegerea mea, eu am ales să stau atâția ani de acasă, eu am cu riscul de a. Că sunt mulți care se uită la pagina mea de pe LinkedIn și se. A, păi da, a stat cinci ani acasă, nu ne mai așteptăm nimic de la femeia asta, nu mai este stare de nimic. Da, asta este, însă, a fi mamă și avea răbdarea de a sta cu copiii tăi acasă prin toate meltdown-urile, tantrumurile, terrible twos and terrible threes, te dezvoltă foarte mult pe plan emoțional. Și eu zic că avem nevoie de această abilitate de a ne înțelege noi pe noi în situații de criză. Și uite, de exemplu, eu una consider că prin ce am trecut eu în noi a cinci ani acasă stând cu copiii, m-au ajutat foarte mult să scriu cartea. Pentru că nu, nu mi-a fost ușor, am avut multe, cum ziceam, săptămânal moment, ah, cum mă rezolvi și problema asta, dar am stat acolo sau am plecat de la calculator, dar am revenit și am continuat încet, încet să ne dezvoltăm, să ajungem la un final constructiv. Încă o parte din alegere este și mediu. Trebuie să zic că m-a am ales să stau 5 ani acasă cu băieții pentru că aici unde locuiesc eu în Helsinki, clima nu e foarte frumoasă și pur și simplu o parte din decizie a venit din cauza climei, pentru că vedeam alți copii care mergeau la 2 ani la grădiniță, în șalopete cum sunt îmbrăcați și îi scot doamnele învățătoare legați de o funie ca să se asigure că nu fug în toate părțile și duc la locul de joacă. Le curgeau mucișorii și când am văzut asta, am zis că orice mi s-ar întâmpla mie pe plan profesional, pot să mă duc să lucrez, nu știu, orice aș putea lucra după, dar vreau să stau să crească băieții puțin mai mari, măcar să șteargă singur mucișorii de la nas. Dorința mea a fost să pun acolo sără că sunt de fapt mândră că am avut acea experiență de a fi doar mămică doar să stau după copii, da, să le gătesc, cum ziceam, să stau cu ei, să mă joc cu ei, să mă cert cu ei, să plâng cu ei, să facem tot ce faci atunci când, când ești așa mai primitiv, ai o minte mai primitivă. Și nu, e, nu trebuie să ne fie rușine și ne asumăm cu, cu responsabilitatea această alegere. Da, și apropo de creativitate, nu e ușor să te joci cu copii, mai ales așa de mici prea ți vin idei, nu prea știi exact ce ai de făcut, trebuie să-i distrezi, să intri în mintea lor, să îi lași și pe ei, să experimenteze, să vii și tu cu input. E multă muncă acolo <gălătări> să faci asta zi de zi. Așa e, ai foarte mare dreptate. Ai foarte mare dreptate, așa este și uh, mămicile care au stat mai mult acasă cu copiii și s-au jucat cu ei pe podea știu că ai dreptate uh, într-adevăr, ai nevoie de foarte multă creativă, de uh, creativitate jucăușă de a, de a schimba modul în care gândești tu ca matur și a intra în modul ăla copilăresc care ajută foarte mult pentru mintea creativă. O ultimă întrebare. Dacă ai putea să scrii un mesaj pe un semn de carte pe care îl ia lumea când iese într-o librărie, ce ai scrie acolo? Îmi vine în minte acum, primul lucru care îmi vine în minte este iubește cărțile. poți să elaborez puțin de ce, pentru că mi se pare un mod foarte, foarte plăcut de a te deschide la minte. Bineînțeles, sunt alte modalități de a ne deschide la minte, a călătorii, a vorbi cu oameni care au alte experiențe de viață, dar cărțile, nu știu, parcă sunt modul cel mai dulce de a te deschide la minte. Așa, deschizi o un spațiu de intimitate între tine și lumea respectivă, și cred că cărțile și scritorii merită mai mult mai multă apreciere. Dacă și tu iubești cărțile și vrei să cunoști mai bine scritorii români contemporani, te invităm pe 23 aprilie, de ziua internațională a cărții, la un eveniment special Marca Zest și Cărturești vom face un maraton de interviuri în vitrina Cărturești Carusel din București. Evenimentul va fi transmis live, online, pe paginile Facebook Cărturești. Iar dacă sunteți în preajmă, vă așteptăm în librărie să ne cunoaștem. Urmărește-ne pentru mai multe detalii. Eu sunt Sabina Varga, gazdă și producător Zest și fac echipă cu Silviana Toader, ar director și coproducător. Zest apare miercuri o dată la două săptămâni. Dacă ți-a plăcut, lasă-ne un review acolo unde asculți și trimite episodul cuiva pasionat de scris. Mulțumesc că ești un ascultător cu zest. Pe curând!